Bun găsit, dragi telespectatori! Iată, am reușit să ajungem și în Ardeal, aici, la Brașov, un oraș cu rezonanță istorică și turistică, putem spune nou, pentru că e foarte frumos. Ai vizitat orașul, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ai vizitat vreun pic orașul, așa, sau tu ești din zone de aici? Sunt de aici. Da? Hai să te prezint, pentru că aici, la Brașov, vom realiza cel puțin, nu știu, 3, 4, 5 emisiuni, ne place aici, poate rămânem până la iarnă, până vine din nou zăpada și ne dăm cu schiurile, nu? E frumos în zonă, atunci nu avem niciun motiv să mai plecăm sau chiar dacă în acest an ne va permite timpul, vom reveni la Brașov. Dar uite, nici n-am început și mă gândesc deja cum să vin din nou, pentru că suntem găzduiți, dragi telespectatori, dragi prieteni, avem și un public numeros în spatele camerelor de luat vederi. În emisiunile mele mai rar am prezentat colegii care ne filmează, o să le spun doar numele mic, că poate se însoară și ei. Să-l aplaudăm la camera numărul 1, domnul Horea, să-l aplaudăm și noi și spectatorii, la camera numărul 2, Adrian, niște băieți extraordinari. Și să-l aplaudăm și pe producătorul nostru secund, domnul Andrei. La regia tehnică o avem timp de mai multe ediții pe scumpa mea soțioară cu care am făcut de curând nunta de argint. A spus încă o replică acum acolo la regia tehnică. N-o să te vezi astăzi, draga mea, sau te vede Horea, nu știu. Să o aplaudăm la regia tehnică, DJ Lili, cea care se ocupă de absolut toate detaliile, eu fiind, ca și dumneavoastră, dragi invitați, aici pur și simplu un colaborator, un prezentator al orei bunei dispoziții, cum îi spun eu, ora veseliei. Suntem așadar la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Pentru început, Elena Istrate, cu care tocmai m-am convorbit un pic, așa, un costum popular. Din ce zonă aparține acest costum popular? Este din zona Făgărașului. Așa, da, și mai departe? Stai să mă uit. Dar nu se poartă ochinci ca la moldoveni, nu? La voi? Nu, se poartă ghete. Ghete, da? Mai gospodare ardelene, asta e situația. Noi moldovenii ne încălțăm cu ce putem, nu? Îți plac și costumele din celelalte zone ale țării, nu? Da, sunt foarte frumoase. Bun. Cu cine te pregătești? Mă pregătesc cu domnul Petrișor Varga. Este aici sau îi transmitem direct de la televiziune un mesaj pentru... Un mesaj. Un mesaj. Care e mesajul tău și trecem la treabă? Că îl salut și aș mai dori să-mi salut și părinții, bunicii și nu în ultimul rând... pe doamna Elena Gușeilă. Bravo, felicitări, aplauze pentru Elena Istrate, care ne va cânta Doamne ajută, cum? Cui? Cui o vrea. Cui o vrea. Atunci să înceapă distracția aici la Brașov, la Casa Mureșan. Aplauze. La 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 la
și mă petrec, măi, la 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 la. Și de aici nu mai plec, măi, la 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 la. Eu tot cânt și mă petrec, măi, la 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 la. Și de aici nu mai plec, măi, la 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 la. Voi cânta toată Iată, am început foarte frumos, o melodie extrem de originală, să-i spunem, chiar din zona ta de aici, da? Și stilul de interpretare foarte frumos. Încă o dată aplauze pentru Elena Istrate. Vă mulțumesc! Draga mea, te poți retrage pentru că o să o invit în acest moment lângă noi pe doamna Adriana Bălănică să poftească. Ei, poftiți, luați un microfon. Se asortează foarte mult cu bundița dumneavoastră, nu? Mulțumesc. Aici se spune bundiță la asta sau altfel? Bundița am preluat din partea Moldovei. La noi se numește vestuță. Doamna Adriana Bălănică este purtătorul de cuvânt. Acum se poartă asta cu purtătorul de cuvânt. Nu, dumneavoastră chiar vă ocupați de acest grup, da? E vorba de ansamblul folcloric Floricica din Comarnic, al Asociației Cultural-Educative Zestrea Carpaților Comarnic. Foarte frumos. O denumire sugestivă. Aveți și pagină de internet? Avem și pagină de internet. Într-adevăr... Puteți să o spuneți acum, ca să telespectatorii noștri vă vor urmări și vă vor chema la diverse festivaluri. www.zestreacarpaților.blogspot.com. Foarte frumos. Bun atunci. Câteva cuvinte despre ansamblul dumneavoastră, că după aia o să anunț eu pe cei care vor cânta. Da. Istoric, am emoții. Așa. Da, nu, da, nicio. Pentru că da, să știți că și eu am emoții lângă dumneavoastră. Prima dată. În anul 2004, spre sfârșitul anului, o mână de oameni iubitori de folclor au hotărât la nivel de oraș să înființăm un ansamblu folcloric care să ne ducă mai departe folclorul zonei noastre. Da, tradiția în general. Tradiția, așa. Da, da. Și știți de ce v-am spus? Încet... Pentru că există și folclor de tip nou, să-i spunem așa. Dumneavoastră să vă gândiți la acel folclor autentic... Încercăm să scoatem păstrat din generație în generație. Exact, exact. Așa. Folclorul autentic încercăm să-l scoatem din lada de zestre a bunicilor noștri și să îl facem plăcut tinerilor și copiilor. Ce planuri aveți pentru viitor? Dacă Dumnezeu ne dă sănătate și este alături de noi și veghează asupra noastră ca și până acum, ne dorim ca și până acum, că eu cred că am realizat destul de multe în ultimul timp, am mers peste hotare și acolo am făcut cunoscut folclorul românesc și nu numai peste hotare, și aproape în întreaga Românie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii. În numele telespectatorilor noștri de la televiziunea Favorit, o să prezint momentele care urmează și o să vă rog să dați microfonul pentru Miruna Nica. Cea mai mică solistă. Cea mai mică, da. Tăticul ei era lângă mine un pic mai devreme, e foarte mândru. Uite, ne filmează și tăticul, are o cameră de la vedere. Vezi, să-ți o lase moștenire. Da. Da? Ne vei cânta înflorita... Ruguțu. Da. Maria Diana Șovăială și Ionuț Pavel vor cânta Nu sta mândru supărată,
normal, așa, trebuie să fie veselă mândra. George Prahoveanu, 3 lămâi și 3 alune. Albinița Elena Vișan, omenia e lucru mare. George Prahoveanu va cânta Viață, viață, ce grea ești. Și Cristian Piciorea, cea mai mare bucurie, cea mai mare bucuria. Ei, dragii mei, haideți să ascultăm pe acești minunați artiști în aplauzele publicului prezent aici.
ia lune, greu e singurel pe lume. Singurel și amărât și de lume ocolit mă. Numai cu lacrimi și dor, fără un pic de ajutor măi, fără un pic de ajutor, nu e pe lume ușor mă. Numai cu lacrimi și dor, fără un pic de ajutor măi, fără un pic de ajutor, nu e pe lume ușor mă. De nu ai tată și mamă, trăiești în suflet cu teamă. Ești copilul nimănui, n-ai durerea cui să-i spui mă. Dacă piși la vreun păcat, n-are cine să-ți dea un sfat, n-are cine să-ți dea un sfat, și trăiești tot supărat mă. Dacă piși la vreun păcat, n-are cine să-ți dea un sfat, n-are cine să-ți dea un sfat, și trăiești tot supărat mă. E mai rău uneori să n-ai frați, să n-ai surori mă. Să n-ai soră, să n-ai frate, să le spui ce foc te arde. Când e cazul de ajunge, n-ai frate la cine te plânge, n-ai frate la cine te plânge, inimioara ți se frânge. Când e cazul de ajunge, n-ai frate la cine te plânge, n-ai frate la cine te plânge, inimioara ți se frânge. Chiar de-n lume nu-i dreptate, fratele rămâne frate. Când pe lume nu-i ușor, tare-i bunul frățior mă. Azi îl cer, dar mâine-l uiți, când e greu vrei să-l ajuți, când e greu vrei să-l ajuți, îi dai chiar de te împrumuți mă. Azi îl cer, dar mâine-l uiți, când e greu vrei să-l ajuți, când e greu vrei să-l ajuți, îi dai chiar de te împrumuți mă. Când ai frați și surori, treci prin toate mai ușor mă. Te ajuți unul pe altul, de n-ai nu te știe satul. Numai la soră și frate, găsești milă și dreptate, găsești milă și dreptate, la greu sunt mereu aproape. Numai la soră și frate, găsești milă și dreptate, găsești milă și dreptate, la greu sunt mereu aproape. Nemia-i lucru mare, cât-i omul
cât cu bani și avere, și să n-am suflet curat. Mai bine așa cum sunt, mai lume și cu sufletul împăcat. Mai bine așa cum sunt, mai lume și cu sufletul împăcat. Cuvântul și omenia, asta Doamne le păstrez. De ești om cu suflet bun, niciodată nu le pierzi. Cuvântul și omenia, asta Doamne le păstrez. De ești om cu suflet bun, niciodată nu le pierzi. Tu vrei să mă îmbătrânești, mă?
Vrei să mă vezi, o bătrân, măi, dorule, să merg în baston pe drum, să merg în baston pe drum, măi. Vrei să mă vezi, o bătrân, măi, dorule, să merg în baston pe drum, să merg în baston pe drum, măi. Frumoasă-i tinerețea, grea este bătrânețea, mă. Frumoasă-i tinerețea, grea este bătrânețea, mă. Că se așează pe om, măi, dorule, ca o mii zile pe pom, ca o mii zile pe pom, mă. Că se așează pe om, măi, dorule, ca o mii zile pe pom, ca o mii zile pe pom. Mi-l roade și mi-l pălește, fața Romeo o filește. Mi-l roade și mi-l pălește, fața Romeo o filește. Fața Romeo o filește, dorule, și cum a fost nu mai este, și cum a fost nu mai este. Fața Romeo o filește, dorule, și cum a fost nu mai este, și cum a fost nu mai este. Viață nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot trăi, mă. Viață nu mă îmbătrâni, lasă-mă să pot iubi, mă. Că dacă îmbătrânesc, măi, dorule, nu știu cum am să trăiesc, nu știu cum am să trăiesc, mă. Că dacă îmbătrânesc, măi, dorule, nu știu cum am să iubesc, nu știu cum am să iubesc, mă. Bine, bine ai revenit la ora veseliei. Bine v-am regăsit. Aplauze pentru doamna profesoară. Eu îi spun Nela Ursu. Eu Nela Maria Ursu, de fapt, pe albumul pe care l-am scos. Maria noi, Ursu, da? Pe care Marinela, numele meu. Marinela. Da? Și Nela pentru cei care mă alintă, da? Bine că pentru mine ce numai Gelu îmi spunea mămica mea când era mai mic, dar am rămas cu Eugen Ungureanu, așa, pentru că îmi place numele ăsta. E un nume foarte frumos. Normal. Mă refeream la numele tău. Și eu la numele... Ai venit cu o adevărată echipă aici. Da, în... după cum vedeți, am venit cu o parte din trei copii din grup. Vatrasatului, așa spuneți. Vatrasatului, da, suntem la început de drum. Da, suntem totuși începători. Da, la început de drum, da, că și autostrăzile merg mai greu, da. Și vă cred că sunteți la început de drum. Dar când terminați drumul ăsta? Nu se termină niciodată, probabil, nu? Noi sperăm să nu-l mai terminăm pe drumul care am început să-l ducem până... Cât mai departe, da? Cât mai mult. Foarte frumos. Vreau să-mi spui, știi că era o întrebare retorică așa după anii 90, ce ai făcut în ultimii 5 ani? Da, eu să te întreb anul trecut, ce activități culturale ați avut? Eu speram să nu mai aud întrebarea asta, dar dacă tot ai pus întrebarea, e firesc să răspund. Am avut activități, da, la nivel local, chiar am avut un festival în octombrie, un festival la nivel de comună, foarte frumos, păi, tot cu copii, am așteptăm participat. Așteptăm să ne chemați acolo să și filmăm, va urma, să dăm și va noi. Urma și al doilea festival și sperăm că atunci o să fiți prezenți, nu? O să... că aveți ce să vedeți.
obiceiuri avem. Doamna primar ce mai face? E bine, toate sunt în regulă, acolo candidează anul ăsta iar, nu? Da. Păi, apropo de doamna primar... Anul ăsta, acum e ocazia, doamna primar, acum e ocazia să venim. Că după aia vedem cu mandatul, dacă... Păi, dar eu zic că are șanse, nu? Tu ce spui? Are șanse. Are. Bun. De așa mi-ai luat-o înainte, că eu vroiam să încep cu mulțumiri, cu... Așa, dacă spune. Nu că trebuie să facem precizarea că noi nu facem campanie electorală. Nu facem, nu. Noi facem doar o campanie pentru muzică, pentru tradiția promovarea populară. Talentilor. Mai ales că acolo am înțeles că s-a născut sau a trăit... maestru Ion Drăgoi. S-a născut la Băcioi. A crescut, acolo. Da. Păi, știi apoi... de ce ți-am spus chestiunea asta? Pentru că o să prezint eu aici și niște colegi de la Jud, pe care tu îi cunoști foarte bun. Vor fi, da, un pic mai încolo. Tot de ai noștri, hai că cum zicem noi. Am tot talentul ăsta să te întrerup. Spuneai ceva despre... Că vrei să adresezi câteva cuvinte. Chiar vreau să mulțumesc doamnei primar pentru sprijinul acordat datorită faptului că noi suntem prezenți astăzi aici. Domnului director Petrică Rădoi. Păi atunci aplauze pentru doamna. Aplauze, da, merită. Păi spuneți normal. Și numele ca să... Așa, doamna Mariana Podaru. Doamna Mariana, așa. Așteptăm invitație la festival anul ăsta, nu vă mai mulțumim tare mult că ne-a sprijinit. Domnului director Petrică Rădoi, la fel că ne-a înțeles și ne-a sprijinit. Așa pentru domnul director, așa. Normal, atâția copii. Colegilor mei de la școală, doamnelor profesoare și domnilor profesori, dar nu în ultimul rând părinților, că sprijiniți acești copii minunați. Da, prindeți televiziunea favorit, nu? La Corbasca, da? Da, normal. Da, păi, ca să știm și noi. Cum să nu? E postul dumneavoastră favorit, nu? Da. Bun, da. E în regulă. Acum o să dau eu citire la momentele care vor urma. Va fi Lidia Oțetea, da? Cu ghinii de jucat aici, vedeți? Ghinii de jucat aici. Vezi, dacă eu sunt moldovean, știu. Păi, spune-mi tu, măicuță mie, va fi duet împreună cu tine, da? Da. Așa. Și ne cânti tu o melodie. Ce melodie ne cânti? Ai rămas flăcău bătrân. Ai las-o, cum să rămână flăcău? Eu? Dar nu e vorba de tine. Cu cineva stăm eu? Nu. E cineva acolo care știe cui îi cânt, așa că... ai tu, melodia asta are o adresă... Da. Are, o conotație. Cum spunem noi, internauții, are link direct. Da. Modern, nu? Le-am cu asta, cu calculul. Link direct. Așa, ar trebui să vă faceți, discutam eu la început o pagină de internet acolo, nu? Vatrasatului.ro ar da foarte bine, ce spui? Da, tocmai, ar trebui, chiar o să ne gândim, E o idee. Așa, e binevenită. Să vă postați acolo fotografii, descriere, activități și așa. Bun, și Alexandru Alupoaiei, da, hai la joc măi moșnegele și am o mândră tare dulce. Ia să văd eu cine e ăsta care are mândră așa de dulce, unde ești? Aici. Ia vină lângă mine aici. Fii atent. De pe acum cu gândul la mândri, câți ani ai? Ia spune. Eu am 11 ani. Și dacă ai 11 ani, neapărat la mândri, întâi gândul la școală, băieți. Cum e? Cum e cu melodia? Ia dă-mi o notă explicativă acum. Cum e treaba? Zici și școala și mândri. Ce cu mândra asta? Care-i treaba cu ea? Nu vrea să-mi spună nimic. Hai, domnul Ungureanu, spune. Ai prieteni? Hai, lasă-mi spune. E foarte secretos. Nu se spune. Nu prea vorbește, oricum, oriunde. El cântă, nu ca mine vorbește așa. Și grupul Vatra Satului, adică toți cei care sunt prezenți în platou, trandafir de la Moldova, da? Păi încă nu s-a inventat trandafir de la Brașov. Dacă e vreo melodie să-mi spuneți. Și pușca și cureaua lată. Ai, las-o. Asta chiar e de chef. Faci vreun ciubuc aici, vreun nuntă. Numai că n-avem pușcă. Da, nu, e foarte bine. Nela, așa că... Cum spui, eu tot Nela spun, să știi. Asta e, cum nu mă ține. Tot e bine, da. Ce mai ai de spus? Că eu sunt tare donic să-i ascult pe copii. Păi tocmai, cel mai bine e să înceapă muzica. Să înceapă muzica, și așa da? Ne exprimăm cel mai bine. Bun, cu Lidia Oțetea pentru început. Bun, aplauze pentru acești artiști de la Corbasca Bacău. Joacă badea pe
jucă ghine cu bădița lângă mine. Oi, cânta și-o jucă ghine cu bădița lângă mine. M-o fac cu mama și tata și de una și de alta. Eu pus în chinșoare foc, de nu pot să stau în loc. Deși joc, deși-a jucă parca și făcut așa. Deși joc, deși mă îndemn că nu-i fac o tot de lemn. Deși joc, deși mă îndemn că nu-i fac o tot de lemn. Pe stradul cu florele joacă toate fetele. Pe stradul cu pietrunjăr joacă roată de flăcăi. Iar în șepi lângă și el a petrecut de-a nu vremea l-a trecut. Iar în șerpi